Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat azi că Hidroelectrica va colabora cu o companie din Emirate pentru producția de energie regenerabilă. Compania Mazdar din Emiratele Arabe Unite și Hidroelectrica vor colabora pentru producția de energie regenerabilă, fiind deja demarate discuțiile la nivel tehnic, iar cei de la TACA sunt interesați de dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport al energiei, a scris vineri pe pagina sa de Facebook Ministrul Energiei. Virgil Popescu se află într-o vizită de lucru în Emiratele Arabe Unite, unde s-a întâlnit cu Ministrul Energiei și Infrastructurii am discutat despre acțiunile comune în domeniul energiei, puncte de interes comun fiind operaționalizarea unor noi rute de transport gaze naturale din zona Golfului, producția de energie regenerabilă, dezvoltarea de tehnologii energetice sigure și durabile pentru sporirea eficienței energetice și a utilizării hidrogenului în mixul energetic. Totodată am discutat despre planurile de investiții pe care le vor face în țara noastră, de exemplu compania Mazdar în parte ne meriat cu Hidroelectrica, vor colabora pentru producția de energie regenerabilă, fiind deja demarate discuțiile la nivel tehnic. De asemenea, cei de la compania TACA sunt interesați de dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport al energiei, a anunțat ministrul Virgil Popescu.